Cea mai mare parte a organizațiilor neguvernamentale din Moldova sunt folosite ca instrument de dirijare externă a țării și impunerea unor reguli străine societății noastre. Mai mult, o parte impunătoare din societatea civilă moldovenească este conectată la un partid politic antrenat acum în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Sunt concluziile cărții lansate de deputatul socialist Bogdan Țârta cu titlul Societatea civilă a Republicii Moldova, sponsor ONG-crație, războaie culturale. Lucrarea, la baza căreia stă o bibliografie impunătoare, reflectă activitatea în creștere pe teritoriul Republicii Moldova a unei rețele de ONG-uri și mass media finanțate din exterior cu o imixtiune puternică în treburile interne ale țării. Potrivit cercetării din anul 1992 și până în prezent, numărul ONG-urilor pe teritoriul țării a crescut impunător de la 38 la aproape 14.000. Un miliard de dolari din anul 1990 până în 2018 au fost pompate în ONG-uri și în diverse proiecte de colaborare între guvern și ONG-uri. Un miliard de dolari. Autorul susține că din numărul total de organizații neguvernamentale din țara noastră se evidențiază câteva rețele care au devenit o caracatiță infiltrată în toate ramurile puterii, mass media și domeniul științific. Baronia societății civile, oligarhia societății civile. E vorba de 26 ONG-uri rechini. Aceste ONG-uri au bugete de la 100.000 până la 2,3 milioane de euro anual. Au acces la media, la ambasade, la structurile puterii, la diferite organizații politice internaționale. Ei servesc ca sursă de cadre pentru partidele de dreapta. În lucrare sunt prezentate documente despre finanțatorii organizațiilor, când, cât și cui sunt transferate milioane de euro și dolari pentru a denigra anumiți politicieni, partide și pentru a-i susține pe alții. Potrivit lucrării, rețeaua este utilizată de donatori ca instrument de monitorizare, control și influență. Toate aceste ONG-uri sunt conectate la un partid politic care participă astăzi în campania electorală și la un candidat. Autorul cărții a făcut publice mai multe nume ale liderilor societății civile care pe parcursul anilor s-au perindat în funcții de consilieri, asistenți ai actualilor politicieni sau chiar participanți activi ai unor mișcări politice. Aceste ONG-uri se implică plenar în campania electorală, se implică prin consulting, la nivel de expert, se implică prin promovare, la nivel de mass media, și se implică la nivel de finanțare a acestor partide care sunt sprijinite de donatorii externi. Respectiv, șansele pentru unele partide de centru sau de stânga de a lupta cu această rețea, cu această caracatiță, da, sunt foarte și foarte mici. Bogdan Țârdea susține că în toate ONG-urile înregistrate în țara noastră lucrează 82.000 de voluntari. Este o armată întreagă. 82.000 de voluntari. Este o armată postmodernistă, este o armată în viziunea noastră finanțată din exterior, este o armată care este strict conectată la donatori și în situațiile de criză sau în momentele strategice, această armată postmodernistă se implică în anumite războaie informaționale, culturale și chiar politice. Autorul a reiterat că reprezentanții ONG-urilor sunt prezenți în toate instituțiile de stat și niciun proiect de lege, strategie sau document de reformă nu poate fi adoptat fără avizul acestora. Astfel, Bogdan Țârdea concluzionează că întreținerea societății civile de către donatori nu este altceva decât o strategie de dirijare a țării noastre din exterior prin impunerea unor reguli străine societății moldovenești. Multe alte acțiuni de acest fel, care în primul rând au și finalități sociale și politice. Mă refer aici la campanii de atac asupra bisericii, campanii de atac asupra tradiției, campanii de atac asupra unor partide de stânga, campanii de atac contra statalității, contra anumitor valori tradiționale. Altfel spus, deci, aceste ONG-uri sunt implicate în războaie culturale. Cartea Societatea civilă a Republicii Moldova, sponsori ONG-crație, războaie culturale, este grupată în 8 capitole, are 795 de pagini și peste 1400 de referințe bibliografice.